Bun regăsit, prieteni, la o nouă recomandare de lectură, la rubrica noastră zilnică, această rubrică care încearcă să semnaleze apariția unor lucrări în spațiul românesc, fie că sunt lucrări de specialitate din diferite domenii, fie că sunt romane sau volume de poezii. Încercăm să aducem la cunoștința dumneavoastră, a iubitorilor de lectură, apariția acestor volume. Astăzi, fenomene economice și financiare în spațiul românesc, secolele 19-20, studii de economie regională, un volum apărut la editura Presa Universitară Clujeană, coordonat de către Iosif Marin Balog, Rudolf Grof și Ioan Lumperdean. Sunt trei autori care au publicat mai multe volume în calitate de coordonatori și, mai mult decât atât, aceste volume au grupat studii extrem de interesante, aproape unice, aș putea spune, pentru spațiul academic românesc. Volumul consistent, extrem de interesant și de bine scris, este un instrument de cercetare pentru toți cei preocupați de istoria economiei regionale, în primul rând, de istoria economică generic vorbind și de elemente sociale diverse, distincte, diferențiate, legate de un domeniu sau altul. Și ca să nu mă alungesc vorba și trece direct la enumerarea articolelor și contribuțiilor, deci pentru că sunt foarte multe și n-aș vrea să-l plictisesc, sunt studii extrem de importante, am trecut peste ele, mi-au plăcut foarte mult. Vreau să vă spun că din aceste volume de studii colective aflu o multitudine de informații, informații pe care nu le știam înainte și este o achiziție, este un câștig pentru mine în general, accesând aceste informații și, într-o anumită măsură, lecturând textele. După cuvântul înainte al autorilor, în care explică, de fapt, contextul și condițiile în care apare acest volum, ceea ce tratează el, mai departe urmează Daniela Teteșan, o primă contributoare, cu un inventar, cu un studiu intitulat Inventarele de averi în Transilvania, o nouă sursă de istorie economică. Un alt studiu publicat de către Ștefan Sorin Mureșan se ocupă de contribuțiile lui George Bariciu în Austria între 1863-1865 și Traian Lalescu în România în 1924, modul în care contribuie la supervizarea politicilor financiare din parlamentele de la Budapesta și, de fapt, de la Viena și de la București. Sorin Ștefan Mureșan se ocupă de contribuțiile pe politici financiare din Parlament, cele două parlamente de la Viena și de la București. Este o analiză, să spunem așa, comparativă. Ceea ce face George Bariciu la Viena între 1863-1865 face Traian Lalescu în România în anul 1924. Elena Crinela Holom publică un studiu Transformări în structura ocupațională și de mobilitate socială în Transilvania 1850-1918. Adrian Onofreiu ne spune despre Glasul Pământului, apropo, în documente referitoare la statele năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Știm foarte bine că este de fapt și denumirea primei părți din romanul Ion, scris de Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu, în o revistă din anii 30, se confesează referitor la leitmotivul scrierii acestui roman. Spune: veneam de la Cuiadin către comuna natală a bunicului meu și la un moment dat am văzut un țăran sărutând pământul, fapt care m-a impresionat în mod profund și am putut să scriu o carte plecând de la acest considerent. Ion ajunge să fie romanul frescă al literaturii române, aș putea spune este primul roman realist modern prin care Liviu Rebreanu, un transilvanean, de fapt introduce realismul în literatura română. Iată, Adrian Orofeiu încearcă să surprindă referitor la politica și structura, aș putea spune, socială, Glasul Pământului, modul în care pământul era resursa cea mai importantă pentru lumea rurală românească a cele de-a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX. Iosif Marin Balog și Ioan Perdean, doi dintre coordonatorii volumului, publică comun un studiu care se intitulează Proprietari, întreprinzători și acționari societățile miniere din cadrilaterul la Orifer al Apusenilor între 1850-1914. Mircea Baron, un alt contributor al acestui volum, Nașterea unui oraș industrial petroșan,
Mihail Oprițescu, creditul agricol în România modernă, 1859-1914, iată modul în care puteau obține oamenii credite pentru dezvoltare. Claudiu Porumbăcean și Viorel Câmpean publică un studiu cu titlul Emil Trișcă, 1881-1965, povestea unui banchier din provincie. Este un studiu foarte interesant, nu cunoșteam acest fenomen. Au existat bănci, de fapt, și în provinciile românești care au dominat de alte monede europene. Vasile Ciobanu, cel mai bun specialist, de fapt, pe istoria germanilor din România, studiază și publică o contribuție intitulată Conducătorii și funcționarii băncilor săsești din perioada interbelică. Anca Stângaciu publică Interferența elitei bancare italiene cu mediul politic românesc între 1920-1939. Ludovic Batori, un alt contributor, Activitatea societății Uricani Valea Jiului între 1919-1924 și recalcularea producției de cărbune conform sistemului de contabilitate secretă. Ultimele trei studii sunt scrise de către Vasile Dobrescu, care ne propune o contribuție intitulată Manifestările crizei economice între 1929-1933 în sistemul de credit din România, studiu de caz privind băncile Albina Sibiu, Mureșana Reghin și Aurora din Năsăud. Raluca Hodrea, o altă contribuție, să spunem așa, financiară, filiala din Cluj a băncii Albina din Sibiu sub ocupația maghiară, 40-44, rolul economic și național. Și ultima contribuție, ultimul studiu, Mihai Drecin publică studiul cu titlul Considerații asupra evoluției băncilor cu capital românesc în primul deceniu al României post-revoluționare, post-decembrist, 1990-2000. Un volum, spuneam la început, de excepție, consistent și la propriu și la figurat, un volum care vă va aduce o multitudine de amănunte pe care sunt convins că poate unii dintre noastre nu le cunoașteți. Lectură plăcută, la revedere!